Bună ziua, bine v-am găsit la analiza euro-dolar bazată pe acțiunea prețului. Euro-dolarul a reușit să respingă din 1.2842, nu a trecut de acest nivel și nu a intrat în zona marcată cu gri săptămâna trecută și a continuat consolidarea între 1.2750 și rezistența menționată anterior. În momentul de față pare să încerce să revină spre 1.2842, astfel dacă va reuși să închidă peste acest nivel, ar putea merge ceva mai sus către 1.2879. Pe de altă parte, o consolidare, o continuare a acestei consolidări ar fi destul de probabilă, deoarece astăzi este o zi lipsită de lichiditate din cauza faptului că Europa este în concediu, să spunem așa, a doua zi de Paști, iar în America avem foarte puține date economice care vor fi publicate astăzi. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună în continuare!